Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vorba lui Tașcă. Astăzi o zi încărcată, aș putea să spun, de evenimente și o să discutăm, evident, pentru că, așa cum v-am obișnuit, nu putem să ratăm un moment care, sau un eveniment care tocmai se petrece în timp ce noi vorbim și probabil că se va mai petrece încă câteva zile până se va găsi acea rezolvare, pentru că, așa cum știm și cum am aflat și aseară de la premierul Câțu, nimic nu e gratis pe lumea asta. Aș spune că butada e mai mult decât binevenită. Ca de obicei, invitatul meu de vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara telespectatorilor noștri! Înainte de a intra în subiect, domnilor și domnilor, în subiecte, cum bine știți, cele 5 subiecte pe care le pregătim în fiecare vineri, am pentru dumneavoastră o recomandare, o lectură. Este vorba de cartea denumită Schimbarea ești tu, a domnului Avram Iancu, dacă pot să zic așa. Sigur, nu Avram Iancu, personajul istoric, ci Avram Iancu, personajul pe care noi îl cunoaștem mai bine, să zic așa. Și am avut și ocazia de mai multe ori să stăm față în față și să discutăm de ale vieții, să zic așa. O să vedeți în ultima parte a emisiunii noastre vom avea chiar și o discuție mai amplă despre ceea ce vrea să facă Avram Iancu în acest nou an 2021. Domnule profesor, ca de obicei vă fac cadou și această carte, să aveți lecturi interesante. Vă mulțumesc mult, îi mulțumesc domnului Avram Iancu pentru dedicație. Și la sigur că am să-i citesc cartea și am să-l susțin în noul său demers sportiv și nu doar sportiv. El este un ambasador al Văjiului, al României, un ambasador al tuturor celor care cred că limitele sunt făcute pentru a fi depășite. Și Avram Iancu este expresia vie a acestui lucru. Cu siguranță așa e. Începem, domnule profesor, direct. Doamnelor și domnilor, după cum probabil știți, fierbe din nou Valea Jiului. Au trecut niște ani de când n-a mai fiert la nivelul acesta. Cu domnul profesor ne aminteam înainte de startul acestei emisiuni că am avut ocazia să trăim chiar și mineria de aici, în Valea Jiului. Așa că astăzi se întâmplă ceva, dar nu e chiar de nivelul acela, nici nu mai poate fi posibil. Mai poate fi posibil o mineria de astăzi, domnule profesor? Ca să începem, nu începem chiar așa dramatic, să zic. Nu, categoric nu. Există un protest, să-i spunem, muncitoresc. Nici nu știu dacă este un protest sindical, pentru că din ce am spicuit din presă, liderii de sindicat sunt... Erau pe la București. Da, sunt cât se poate de... Am văzut eu absenți, unii sunt inapți din punct de vedere medical, sunt bolnavi, etc., etc. Eu un domn sunt pe care am avut ocazia să-l cunosc acum mulți ani, în drepturi astăzi, și care înțeleg că mai nou este executivul sindicatului Muntele, dar nu l-am auzit vorbind, nu l-am văzut. Colegii mei au pus pe ecran imagini filmate chiar de... Aici cred că este podul de la Mina Vulcan, dacă recunosc bine locul. Imagini filmate când minerii de la Vulcan plecau către Lupeni. Între timp, Lupeniu a devenit epicentru acestei mișcări, din ce înțeleg, deși sunt mineri blocați chiar și la Mina Livezeni, aici, aproape de noi, să zic. Domnule Tașcă, ceea ce văd acum, în mod categoric, reprezintă disperarea unor oameni pe bună dreptate, care nu și-au luat banii, trebuiau să le intre banii pe carduri în data de 15, am înțeles că vor fi amânați în jur de 10 zile, nu? Prin 25-26. Da, și plata urmează să se facă din conturile AJOFM. AJOFM, asta este... Asta e ciudat așa, dar în România e posibil orice. Vedeți, acum este foarte posibil să nu existe niciun fel de conotație ascunsă, dar oamenii consideră că, domne, în momentul în care am intrat pe statele de plată ale AJOFM-ului, și AJOFM-ul înseamnă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, înseamnă că într-un anumit fel suntem asimilați cu șomerii, pentru că doar șomerii sunt în căutarea unui loc de muncă. Pe de altă parte, ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră dacă ar mai fi posibilă o mineriadă, nici într-un caz
Pentru că în anii 90-2000, Miron Cosma avea, ca să-i spun așa, sub maneta lui zeci de mii de mineri. Valea Jiului avea în jur de 40.000 de persoane angajate în minerit, plus 30.000, 35.000 angajate în celelalte industrii conexe sau în învățământ, în sectorul sanitar și așa mai departe. Dar în orice caz, grosul constituia mineritul și vă dați seama ce forță muncitorească puternică era. Cred că deja în 99 nu mai erau chiar așa, plecaseră deja 20.000. Știu, în 97 plecaseră 18.000 și după aceea secvențial, iarăși până am trecut de pragul de 20.000, dar oricum, aduceți-vă aminte că mineriada din ianuarie 1999 are loc după disponibilizările din 97 și ce mineriadă de amploare am avut atunci. Haideți să ne întoarcem în ziua de azi. Putem spune că a murit cehul odată ce nu mai poate plăti salariile? Dacă deschideți pagina lor de internet, primul lucru pe care îl vezi acolo este și te atenționa de la bun început că este o societate în insolvență. În momentul în care ți se spune... Da, asta e o prevedere legală. Da, e o prevedere legală, dar este foarte clar că e vorba despre o societate care, din punct de vedere economic, nu este performată. De ce ești avertizat de așa ceva? Dar n-a fost niciodată, iertați-mă. Cehul nu reprezintă nimic altceva decât o invenție pe ruinele fostului CNH, care CNH nu este decât o invenție pe ruinele fostei regii autonome a Huilei, care nu este nimic altceva decât o invenție și o adaptare la economia de piață pe fostul, ruinele fostului combinat minier Valea Jiului, etc., etc. Deci acest mastodont până la urmă economic s-a reinventat de foarte multe ori. Nu este exclus să asistăm la reinventarea lui într-o altă formă, dar am foarte mari dubii, foarte mari semne de întrebare cu privire la posibilitatea rentabilizării lui. Eu cred că... Dar cred că nici nu își propune nimeni în mod real rentabilizarea mineritului, mai ales acum, când e pe, vedeți, pe final, să zic. Dumneavoastră, mineritul a fost rentabil pentru populația Văii Jiului în momentul în care producea, chiar dacă, așa cum spuneau miniștrii la vremea respectivă, și mi-aduc aminte de Berceanu sau mi-aduc aminte de Ion Diaconescu, când spuneau că îngropăm 9 lei ca să scoatem un singur leu. Atunci a fost mineritul rentabil în sensul că se dădeau salariile. Dar rentabil din punct de vedere... Nu, rentabil pentru populație, am vrut ca să explic. Asta? În schimb, el a fost rentabil fie că a produs, fie că a pierdut pentru clasa politică, indiferent de partid, pentru că dacă ne vom uita și vom vedea, și dacă s-ar face cu adevărat o istorie reală a mineritului din Valea Jiului, cei care au nenorocit mineritul sunt cei care fac parte din clasa politică, care se succed unii după alții și care plâng în momentul în care sunt în opoziție starea mineritului cu lacrimi de crocodil și în momentul în care ajung la putere, spun că nu se mai poate merge în acest fel. L-am văzut pe domnul Răzmeriță, care este foarte supărat, dar îi readuc aminte, poate că a uitat, parcă fratele soției dânsului a fost director la Societatea Națională pentru Închideri de Mine Valea Jiului. E o altă societate. Stați un pic. Deci mineritul este productiv și este rentabil pentru unii și când produce și când moare. Și când se închide. Vedeți, deși știți că aici la domnul trebuie să iau apărarea senatorului Răzmeriță pentru că m-a confirmat. Eu am strigat, după cum bine știți, ani de zile despre faptul că cehul, cel mai mare angajator în județul Hunedoara, este inexistent din punct de vedere al comunicării publice, dovadă și ce se întâmplă astăzi. Nu vedeți că nu se aude nicio voce de la ceh, nu vorbește nimeni, eu cred că toți sunt muți acolo. Dom'le, eu din ce am înțeles și sper că nu mă înșel, directorul ceh este un domn, nu-l cunosc personal, dar pot, cum o știu cu gură, el cântă la saxofon. Și, da, mă întreb la ce instrument cântă ăla care l-a pus pe acest domn, instrumentist, șef, la păi ceh. Probabil că nu știu cu ce merge saxofonul, cu vioara. nu știu cu ce funcționează. Nu-i frumos. Ascultați-mă, nu știu, poate că dânsul are studii de specialitate, poate că este școlit în domeniul mineritului, nu știu chestia asta. Mă gândesc că este, ce puțin inginer, nu știu dacă are și alte... Gândiți-vă că l-au băgat pe prefectul de Hunedoara în mină și l-a vrut să-și aprindă o țigare. Am auzit-o de la domnul Răzmeriță, însă vreau să spun că mă simt cumva confirmat, dacă pot să zic așa, de senatorul Răzmeriță, care după ani de zile în care am sancționat lipsa de comunicare a cehului, chiar și când PSD-ul se afla la guvernare, chiar și când domnul Dioane, pe care l-a spomenit, a fost numit de PSD, că el a fost însușit acum de PNL, după cum spune același senator, e o altă discuție. Dar domnul Dioane nu pleacă. Să știți, am o informație pentru dumneavoastră. A plecat, dacă pot să zic așa,
un alt personaj pe care eu l-am catalogat de multe ori ca fiind cel puțin inexistent, dacă nu pot să zic altfel, pentru că stăm la televizor, nu pe altceva, domnul Roșu. Înțeleg că și-a dat demisia astăzi după ce a avut o întâlnire cu ministrul Virgil Popescu și probabil că Virgil Popescu l-o fi întrebat, bă, dar tu pentru ce ai luat sute de milioane de lei? Bun, asta nu înseamnă că domnul Dioane nu ia sute de milioane, să nu vă gândiți. Și tot despre bani o să mai vorbim în această seară, pentru că chestiunea asta a banilor ne mănâncă rinichii deja și ficații. Deci asta vreau să vă spun, că domnul Dioane, preferatul dumneavoastră pe care l-a spus, să știți că nu pleacă. Dom'le, este foarte bine că nu pleacă. Să-l mențină până în ultimul moment. Am înțeles că sub conducerea dânsului Cehu merge din bine în mai bine. Am impresia că dânsul are o misiune de finalizare. E un manager de succes, probabil. Să o finalizeze. Din păcate nu-i pot ura succes în așa ceva. Dar lăsând gluma la o parte, vă dați seama că mineritul Văii Jiului, în momentul în care era, cum se spune, alcătuit din 13 exploatări miniere, din zeci de mii de persoane care erau angajate și care prin căsătorie și prin copii conducea la hrănirea a numai puțin, să facem așa, mulțim cu 3 și am fi avut 4 ori 3, 120 de mii de cetățeni. Da, deși familiile de miniere aveau mai mulți copii. Da, am făcut o medie. Ce miză mai reprezintă astăzi Cehu când mai este doar o mână de oameni care lucrează acolo și când toată lumea știe foarte clar că acest minerit este programat ca să dispară? Și cu ce asemăn eu povestea asta? Mă uit la cei din clasa politică și îi asemăn cu niște antreprenori de pompe funebre care ceartă cuplurile că nu fac copii, ceartă femeile că avortează, ceartă burlacii că nu se căsătoresc. Și tu rămâi cu gura căscată și tu, uite, domne, ce oameni sunt ăștia de la pompe funebre. Uite cum vor ei crească populația. Păi da, crescând populația, crește numărul de îngropăciuni. Deci știți astăzi... că încă un lucru, apropo de clasa politică, și din nou sunt nevoit să-i dau, nu-mi face o plăcere deosebită, dar trebuie să-i dau dreptate senatorului Rezmeriță. A fost singurul parlamentar de Hunedoara care a ieșit. Bun, cum o fi ieșit? Cu bune, cu rele, nu îl ajută întotdeauna background-ul pe domnul senator. Dar unde este senatoarea Lucica? Unde este Natalia Intotero? Unde este domnul Potecă? Unde este doamna de la Aur, doamna Gavrilă? Unde sunt oamenii ăștia? Adică, de ce au dispărut? Adică, n-au fost votați tot de oameni din județul Hunedoara, oare? Haideți că vă dau și explicațiile de ce... Domnul senator Răzmeriță este implicat pentru că și tatăl, și fratele, și dânsul au fost rând pe rând primari în Lupeni, care ați declarat că este epicentrul acestor mișcări. Dânsul este senator de Hunedoara, așa, mai precis de Lupeni, și ca atare nu putea să rateze o astfel de mișcare. Bun, și ceilalți era interzis să rateze? Le-a spus cineva să rateze? Sau cum? Nu, dânsul este implicat de foarte multă vreme în probleme de natură, să-i spunem. Și doamna Lucica, nu vă spuneți? Doamna senator Muntean, da, Lucica, este nou venită în această lume, nu are studii de specialitate în acest sens. Nu știu dacă trebuie să ai studii. Să vezi că nu se dau salariile, e suficient să te uiți în portofel. Adică... Știu, domnule Tașcă, este foarte adevărat, dar domnul Răzmeriță și familia Răzmeriță a fost implicată... Am înțeles argumentul dumneavoastră, dar nu cred că te explică de ce ceilalți dorm. Doamna senator Lucica Muntean. Nu, eu zic să întrebați pe consilierul, doamne senator. Sau doamne consilier, vă rog frumos să ieșiți cu opoziție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Valea. Spuneți și doamna Intotero atunci. Și doamna Intotero să intervină. Domnul Toma, știți că domnul Toma să intervină. Domnul Sălan. Domnul Sălan să interveni și dumneavoastră. Domnule Potecă să interveni și dumneavoastră. V-aș ruga pe toți să avem o poziție. Nu, eu v-aș ruga să tăceți, că nu, așa. Deci, e târziu deja, dacă n-ați simțit nimic până acum. Am explicat înainte. Acum i-am ironizat. Nu mai reprezintă o miză, este doar o mână de oameni de care acord cu mai... dumneavoastră, domnule profesor. Și dar... vă mai dau o veste. Mai sunt alegeri peste aproape 4 ani. 4 ani. Ce an va fi? Ce an va fi în 2024? Nu. Toate alegerile buluc. Te duc? Da. Nu știu, mai am timp să mă gândesc. Deci, doamnelor și domnilor, protestul, înțeleg, este în desfășurare. Soluția încă n-a venit, așa că a căzut un cap. Și nu știu dacă... Știți cum e? Dacă a căzut cu adevărat. Pentru că domnul Roșu era așa de încântat de funcția pe care o deținea, că n-a sacat adixit, cred că, în afară de faptul, spun gurilele, deci trebuie să facă această picioare, că și-a angajat niște prieteni pe acolo.
n-am auzit de ceva notabil din partea domnului Roșu și sper să multă vreme de acum încolo să nici nu mai aude dânsul, că nu-mi face nicio plăcere. Bun, trecem de la o fierbere la un foc. Doamnelor și domnilor, ați văzut cu siguranță, cum am văzut cu toții, că în România continuăm să murim, ca să zic așa, chiar și acasă. Dacă mai săptămâna trecute muream în spital, tot din prisma, din cauza focului, acum am început să murim acasă. Dacă, Doamne ferește, se aprinde ceva în apartamentul în care locuim, ce să vedeți, degeaba sunt la 112. Degeaba sun la 112. Și am scris aici pe notițele mele de emisiune că nici pompierii nu mai sunt ce trebuie. Dacă existau, și aici domnul profesor cu siguranță ne va spune, existau câteva instituții în România în care românii aveau încredere. Armata, pompierii, biserica, politica nu. Și nici poliția nu cred că stă așa de bine, dar pompierii erau printre primele loc. E, după ce s-a întâmplat la Constanța, și o doamnă a fost nevoită să-și dea drumul de la etajul 6, pentru că n-a venit nimeni să o ajute. Cred că e momentul să ne apucăm de gândit, domnule. Vă rog, domnule profesor. În primul rând aș vrea să ne imaginăm ce frică a existat în doamna respectivă, în femeia respectivă, să se arunce în gol, să plonjeze în gol de la etajul 6. În mintea ei presupun că a existat o licărire de speranță că poate va trăi, pentru că știa clar că rămasă în casă o va sfârși. Și în acest fel a sfârșit-o. Dar vreau să vă spun ceva. Am la dispoziție două scenarii. Aș putea să fac un scenariu imaginar sau aș putea să merg pe scenariul real, dar la final tot acolo ajunge. Și atunci am ales să mă duc pe scenariul real. Domnule Tașcă, cu permisiunea dumneavoastră am să trec în revistă 4-5 situații din această țară, pe care incendiul de la Constanța nu face decât să ni le readucă de fiecare dată în minte. Și să vedeți în ce țară trăim. Bolnavii de cancer, de exemplu, care au o imunitate foarte scăzută la pământ, sunt umiliți în fața spitalelor, ținuți afară în frig, în ploaie, în ninsoare, cu orele, tocmai ca să-și capete tratamentul și ignorându-se, înghesuiți acolo prevederile anti-COVID. Alți bolnavi zilele trecute, parcă pe la Bacău, au fost dat afară din spital, deși unii erau operați cu o zi în urmă, tocmai pentru că nu se respectă regulile de distanțare socială. Un bolnav de COVID, asta la Vaslui se întâmplă, a așteptat ambulanța 24 de ore, deși spitalul era exact lângă blocul în care el domiciliază, adică erau câteva zeci de metri, 100 de metri. Mai bine mergea pe jos. Da. La București, linia ferată care duce la Otopeni, deci la aeroport, a intrat în reparații după 3 săptămâni. Adică s-a presupus că este dată la cheie, asta trebuia să funcționeze fără niciun fel de reparații ani de zile. Ce să vezi, nu. Și ce să vezi, nu. Tot la București se dă în folosință o stație de metrou nou-nouță, care în câteva zile este inundată de apă din tavan pentru că plouă. Oamenii fără studii sunt angajați, vezi cazul Apele Române, iar oamenii cu studii și competenți sunt dați afară. O farmacistă este dată din serviciu dacă îți dă un diazepam sau un algocalmin fără rețetă, iar în această țară traficanții de droguri prinși cu portbagajele pline primesc cu suspendare. Violatorii de copii nu sunt considerați pericol public și vă citesc motivarea pe care a dat-o judecătoarea respectivă. Auziți ce spune? Faptele inculpatului nu sunt de o gravitate așa de mare încât să fi generat o rumoare socială de amploare. Nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă. Uite, există acum. Pacienții iau foc pe masa de operație sub mâna maestrului Beuran. O fată de la Caracal, nu? Deși dă indicii serioase polițiștilor cu privire unde este, nu e găsită de polițiști, nici de STS, exact așa cum n-au reușit să găsească o aeronavă prăbușită în apuse. Și acum, domnule Tașcă, vă pun o întrebare. Dumneavoastră, cum credeați că au să intervină pompierii la locul accidentului în Constanța? Când v-am făcut acest traseu al întâmplărilor din această țară, cum credeți că trebuiau să intervină? Repede? Bine? Cu promptitudine? Cu profesionalism? Când tot ce se întâmplă în această țară, în care instituțiile nu rezolvă probleme, ci creează probleme, ne arată că este imposibil
de reveni la normalitate. Deci dumneavoastră ați fi vrut, eu aș fi vrut ca să, doamna să nu o păsească ce a păsit. Eu am înțeles chestia asta și nici nu-mi permit să fac glume pe așa ceva, pe un astfel de subiect. Și acum, știți cum e? Eu, uman, pot să o înțeleg. Doamna dădea să iasă și a adus aminte că în camera unde era focul, avea laptop în care era toată munca ei. Deci conștiința de sine a tras-o înapoi în acela. A tras-o înapoi. Acum, sigur că fiecare dintre noi puteți spune, doamne, dă-l încolo de laptop, că vedeai dacă mai recuperai sau nu ceva de el. Dar... vezi cum e? O femeie a simțit că nu poate să-și abandoneze viața profesională acolo și, din păcate, a trebuit să-și abandoneze viața cu tot. Domnule Tașca, o astfel de femeie, un astfel de om, îi spun om, care a pus conștiința și a pus interesele celorlalți la care ea le ținea contabilitatea, înainte instinctului primar de a fugi, de a scăpa de pericolul iminent, este... un bun exemplu pentru acești indivizi toți pe care eu i-am citit aici, care operează și dau foc la pacienți, care dau pacienții afară în stradă, care se duc fără autoscară, rulantă, care, am înțeles, n-au nici saltele gonflabile, care nu au. Acum o să spuneți, domne, asta este vina că nu au, nu este vina lor. Eu aș vrea să vă spun ceva. Vina. Spune ceva pe aici, da. Nu e de la noi. Vina este a sistemului, dar să știți că sistemul este alcătuit din oameni. Și în momentul în care pompierii respectivi sau ambulanțierul respectiv sau oricine care este în acest sistem vede că întâmpină greutăți la locul de muncă, trebuie să sesizeze acest fapt. Dacă toți am face acest lucru și am avea conștiința acelei persoane săracă, Dumnezeu să o odihnească, acelei femei, vă spun că lucrurile ar începe să se miște în această țară. Da, din păcate, ce să zic, încă o picătură care confirmă ceea ce am mai vorbit aici la emisiune, că nu ești în siguranță niciunde în România, nici măcar când ar trebui să fii în mare siguranță. Da. În altă ordine de idei, îmi pare rău că trebuie să duc discuția către domnul Raed Arafat, care din păcate... în această perioadă de timp de câțiva ani de zile a ajuns să fie gestionarul unor dezastre care par să... Da, vedeți că e tot acolo de care multă vreme. Par să nu se mai termine. Eu vă spun, gândesc că ar fi de bun simț ca domnul Arafat totuși să facă un pas în spate. Dacă vă spuneam înainte că domnul Dioane nu pleacă, să știți că nici domnul Arafat nu va pleca. Dacă n-a plecat după Colectiv, n-a plecat după Piatra Neamț, n-a plecat după câte și mai câte, după Balș, n-a plecat omul, nu se simte, da, ce vreți. Cum să plece? Adică n-a plecat pentru 15 oameni, n-a plecat pentru 64 de oameni la Colectiv. Da? Și pleacă pentru o doamnă. Dar este prea mult. Eu știu și cred că ar fi de bun simț, ar fi o igienă morală să pleci. Dom'le, când se întâmplă atâtea lucruri sub, în departamentul pe care îl gestionezi de ani de zile, dom'le. Am citit o știre. Ministrul Sănătății, parcă din Vietnam, a demisionat pentru că o femeie a fost plimbată între două spitale. Așa e lumea normală. A fost în Vietnam, vă rog frumos să rețineți. Da. A demisionat pentru că o femeie a fost plimbată între două spitale timp de două sau trei ore. Femeia n-a murit, n-a pățit absolut nimic. Iar omul acesta, pentru un singur caz, și-a dat demisia. Eu zic așa, nu sunt superstițios, dar prea, prea, prea multe, domnule Raed Arafat. Da, miroase a moarte după domnul Arafat, dar sigur, cred că se dă cu parfum scump și probabil nu simte. Bun, închidem și acest subiect, pentru că așa ne-am angajat în fața noastră să facem, să discutăm câte puțin despre mai multe subiecte și trecem la o mică lumină, dacă pot să zic așa. Și anume, prima dată, după multă vreme, am sesizat că s-a mai întâmplat și ceva mai altfel decât se întâmplă de obicei, și anume, parlamentarii din toate partidele, cred, au fost de acord să voteze anularea pensiilor speciale pentru parlamentari. A fost un succes al bunului simț, dacă pot să zic așa, după mulți ani în care bunul simț n-a catadixit să fie în această sală pe care o vedeți acum în imagine. N-a catadixit. Acum a venit un moment, sigur, nu e bine să ne îmbătăm după o astfel de chestiune, nici să facem nuntă, dar e un început. Să vedem dacă se va continua, că știți cum e, parlamentarii sunt doar o categorie dintre cei care își făcau cu mare bucurie pensii grase, numite și speciale. Vedem. Vă rog, domnule profesor.
Domnule Tașcă, văd că aveți un par cu apă acolo și cred că este gol, este și rece. Și eu spun să așteptăm, pentru că zilele acestea am urmărit fel de fel de explicații, care mai de care, mai savante, mai puțin savante, mai pertinente, mai puțin pertinente, la fel de fel de avocați, până la fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, care ne-au arătat care este diferența între pensia bazată pe contributivitatea individului timp de zeci de ani de zile, care este pensia specială și în ce constă ea, care este indemnizație și așa mai departe. Toate discuțiile care au avut loc în spațiul public mi-au demonstrat ce fel de indivizi fac legi în România începând din 1990, pentru că trebuie o anumită doză de ticăloșie și în altă ordine de idee trebuie să existe un număr critic de ticăloși pentru a promova legi ticăloase, iar astea de care discutăm noi acum, legile astea speciale pentru pensiile speciale, sunt legi ticăloase, dar ne arată cum Parlamentul este plin de indivizi, fel de fel de indivizi care, cum să spun eu, elaborează chichițe ale legilor sub refugii, astfel încât ei să se poată aciui, să se poată pune la adăpost în orice moment, în orice secvență a vieții lor, în timp ce dincolo de porțile Parlamentului se găsește o populație alcătuită din zeci de milioane de indivizi, care fie sunt șomeri, fie sunt bolnavi, fie sunt copii, fie sunt în situații de risc și care nu beneficiază de nimic special. Singurul lucru special în viața lor este că sunt trăitori în România. Și nu este un lucru așa special exact ca la parlamentari, în sensul că ți se varsă bani pe card. Este special într-un sens negativ, pentru că ți se fură viața, ți se fură an după an din viață, pentru că niște nesimțiți ca ăștia trebuie să se lăfăie într-un lux exact așa cum se scaldă porci în noroi. Aici este o atmosferă toxică. Aici este o atmosferă. Vă referiți la sală, nu? Și în țară, și în țară. A, și în țară. Pentru că pleacă de acolo. Uite. Aici, aici, eu cred că aici e epicentru. Din această sală, din această țară, sală, a plecat în țară fel de fel de inginerii, toate legile în România, că este pe cod penal, că este pe cod civil, că este pe cod administrativ, sunt făcute, și mă repet, de șmecheri pentru șmecheri. Ele sunt făcute împotriva propriei populații și sunt făcute numai pentru câteva sute mii sau poate zeci de mii, 15-20 de mii, care alcătuiesc sistemul. Ele sunt făcute numai și numai pentru ei. Legile în această țară sunt împotriva propriului popor. Vor merge mai departe, vor anula pensiile speciale pentru magistrați. Există o pensie plătită astăzi în România, 78.000 de lei pe lună, pentru un fost magistrat, care a fost și magistrat militar, probabil. Deci, aduceți-vă aminte câte lucruri au fost demarate în trombă în această țară, că vom face, că vom drege, și ele se-au plioștit pe parcurs, în sensul că s-a descoperit că de fapt există o altă lege, o altă prevedere, la, un alt aliniat. La magistrați există chiar o prevedere constituțională, dar nu te împiedică nimic să impozitezi, cum bine spunea și mi se pare o idee bună, deși înțeleg că nu e agreată la nivelul coaliției. Domnul Chelemel Hunor, despre care n-am vorbit niciodată la emisiune, dar uite, ba da, eu am spus că e un mare prieten al României. Vorbim astăzi, mă rog, eu nu mi-aduceam aminte, dar a venit și a spus, dom'le, ce depășește indemnizația președintelui, că tot o să vorbim imediat, dom'le, să se impoziteze 99%, dom'le. Și asta nu este, nu contravine Constituției, nu contravine nici cum. Și atunci, mi s-a părut că la acest punct, sigur, are și Chelemel Hunor păcatele lui, că așa e în politica românească, la acest punct a venit cu o idee bună. A venit cu o idee bună, dar UDMR-ul s-a abținut ca să voteze împotriva. Da, a fost singurul partid care nu n-a votat. Prin urmare, iarăși am semnele mele de întrebare. Totul stă în pixul Curții Constituționale. Care curte constituțională este condusă de domnul Valer Dornean, care domnul Valer Dornean are numai puțin de 4 pensii. Dumneavoastră, vă gândiți că într-o zi, nu știu care din calendar, întâmpla dreaptă sau întâmpla stângă a domnului Dornean va pocni ceva care se numește, ceva imaterial, dar care se numește conștiință și va spune, bă, sunt convins că nu bă, eu sunt, o să spună la, domne, nu se poate să fiu așa de nesimțit, trebuie să-mi tai 3 pensii, să rămân cu una singură. Credeți că o să plece de la câteva sute de milioane de lei vechi și o să meargă acasă
cu o pensie de, nu știu cum să spun, 12 milioane de lei vechi? Păi o să-i dea nevastă să pun sacoșa în cap. 12 milioane de lei vechi cu ce-s noastră, cheltuie domnul Dorneanu într-o zi. Asta vreau ca să vă explic. Eu cred că pentru el este crema de ghete 12 milioane, care are multe ghete. Cam așa ceva, da. Deci, nu, deși am văzut că nu se îmbracă foarte sunt, bine domnul sunt, Dorneanu. Sunt foarte... Foarte. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla, însă e un pas pe care trebuie să-l salutăm. Da, și mai este o problemă. Ei acum stau să se gândească. Tăiem pensiile, atenție, pentru cei care trebuie să intre în plată începând cu acest mandat, sau le tăiem și pe cele care sunt deja în plată. Gândiți-vă câți foști, sute, mii de parlamentari sunt în spate cu fel de fel de ramificații în tot acest sistem putred, care o să spună, bă, deci eu vă garantez că au luat foc telefoanele în aceste zile prin șantaje, prin amenințări, prin promisiuni, prin fel de fel de lucruri când se li se spună terminați cu tâmpenia asta. Eu vă garantez că sunt șanse de 99% ca această lege să se nască moartă, în sensul că o vor îndulci de o să ajungem la concluzia că de fapt nu se taie, se mai dă. Cum am spus, rămâne să vedem. La acest moment dăm o jumătate de bilă albă majorității clasei politice care a votat, cum a spus UDMR, n-a votat. Treaba, fac ceva. Ați deci, auzit de DNA? Tot mai rar în ultima. Vreau să vă spun că DNA-ul la origine s-a numit PNA, Parchetul Național Anticorupție. Pe vremea lui Năstase. Pe vremea lui Năstase. E, domnii politicieni când și-au dat seama ce se întâmplă, ce au făcut? Au emasculat DNA-ul. Au bătrășit-o pe Laura Codruța Chioveși. Au reușit să îndepărteze cei mai penetranți și incisivi procurori, astfel încât DNA-ul, n-am aici un cățel, dar dacă aș avea, este un fel de așa lei pe urechi, așa pe băgări, mă, șmecheră, și mai arunci așa câte un oșor. Asta se va întâmpla și cu legea asta. Premizele, tot ce se întâmplă, toată istoria noastră de după 1990 ne arată că n-are cum să se întâmple altceva. Eu ce să zic, vă înțeleg scepticismul, dar eu vreau să rămân optimist și în această seară și în general. Pun pariu că ești și romantic. Nu vreau să comentez. Păi tu plângi la răsărit sau la apusul soarelui? Deci, ești... Oșilez așa, deci... depinde. Haideți să închidem, să trecem la bugetar. Și eu am fost, dar mi-a trecut pe parcurs. Am înțeles. Eu fiind mai tânăr ca dumneavoastră, da, ai aceste circunstanțe. Doamnelor și domnilor, știți că în societatea românească există acum o mare dezbatere în ceea ce privește sporurile. Și împreună cu domnul profesor am, și cu colegii mei o să pune pe ecran, am făcut o statistică în care o să vedeți că apare inclusiv un prieten bun de-al emisiunii noastre, aș putea să zic, deja cunoscut dumneavoastră, care se află pe locul, vreau să mă ajutați, domnule profesor, locul 4, nu? La locul 4, evident, în acest clasament este foarte posibil să mai existe și alții între... Ce știm, bă, în acest moment, da. Vreau să vă spun și telespectatorii să știe, sursa noastră a fost ziarul Adevărul, ca să nu existe niciun fel de dubii, iar domnul Artur Găman este introdus acolo pentru a face o comparație între salariul dânsului și celelalte salarii de bugetari. Pentru telespectatori, cred că se vede mai bine de acasă decât vedem noi aici slide-ul. Însă, doamna și domnule, trebuie să remarcați în acest slide și să vă gândiți foarte bine, pentru că pe vremuri auzeam de multe ori această teorie, când, mai ales când se lucra la legea salarizării unitare, că salariul președintelui va fi cel mai mare și de acolo în jos fiecare pe măsura treptei care se află va fi remunerat. E, în această creație a domnului profesor, unde credeți că se află Klaus Iohannis? Care e președintele României, după câte am aflat. Este ultimul, doamnă și doamnă. Ultimul. Este întrecut inclusiv de domnul referatul nostru, domnul Artur Găman, care i-a luat fața și cred că îl bate bine pe președintele Iohannis, adică aproape dublu, dacă văd bine, până acolo. Deci vă dați seama, acest clasament este condus de fostul președinte ASF, Leonardo Badea, care încasa 816.982 de lei pe an. El este continuat cu Dumitru Chiriță, președintele ANRE, cu 681.156 de lei pe an, dar nu i-am mai introdus pe vicepreședinți care aveau 620.000. Sorin Grindeanu, șeful ANCOM, 528.221 de lei pe an. Artur Găman, manager de succes la Insemex, cu 424.000 de lei pe an.
Și Klaus Iohannis cu 179.735 de lei pe an. Domnul Găman, trebuie să vă corectez aici, avea 424.000 în 2018. În 2020 s-ar putea să fie, spun că a crescut. Să fie mai fost aproape, mai aproape de domnul Grindeanu. Așa, numai că ăsta ceva ne-am dat eu acum sunt exact de din 2000. Dar vă dați seama ce, ce valoare are inclusiv domnul Găman dacă îl de două ori și ceva da. Câștigă mai mult decât președintele României. Deci dacă i-am spune domnului Găman vă dorim un salariu de șef de stat, cred că spune, voi mă jigni să mine. Da, da, da. Ați vrea un salariu de șef de stat. Domnul Chiriță care îl bate rău pe... De trei ori și ceva, iar de domnul Badea, ce să mai zic, adică, domnul Badea luminește de-a dreptul, adică îl ia la mișto la orice oră. Pe... Știți ce vedem noi pe ecran aici împreună cu telespectatorii? Nu știu, dar sunt sigur că o să-mi spuneți dumneavoastră. Da, ai mare noroc în seara asta. Este schimonosirea până la mutilare a ceea ce se numește diviziunea muncii sociale. Avem diviziunea muncii economice și diviziunea muncii sociale. Diviziunea muncii sociale o incumbă și pe cea economică. Dar diviziunea muncii sociale presupune o ierarhizare a responsabilităților pe care le avem în cadrul societății. Din acest punct de vedere, din ceea ce vedem noi în figură, domnul Klaus Iohannis, care este, vă rog frumos să rețineți, șeful statului. Ales de 6 milioane de oameni. 6 milioane. În condițiile în care Klaus Iohannis, care este șeful statului, iar statul este instituția care cuprinde toate celelalte instituții, adică și ASF-ul, și ANR-ul, și ANCOM-ul, surpriză, inclusiv INSEMEX, fiți atent. Spuneți-mi și mie, cum se face că salariul președintelui, în loc să fie un etalon și toți ăștia alți de la el să, fie dedesubt, să aibă o fracție, un procent din salariul președintelui, ei bine, nu! Asta ne arată cât de corupt este acest stat, asta ne arată inclusiv de ce aveți pensiile mici, de ce salariile sunt exact așa cum sunt. Pentru că șeful statului este umilit. Și este umilit rău. Este umilit rău. De domnul Badea special. Domnul, deci eu când aud că, deci uite, acum îmi dau seama. Da, haideți să facem, o statistică. Domnul Grindeanu nu mai este pe funcție astăzi. Nu, că a plecat la... A plecat la Parlament. A încasat până la ultimul leu, sunt convins. Domnul Chiriță este pe funcție? Da. Domnul Badea este pe funcție? Nu, a fost. Tot atâta în casă, dar el se legau cei de la adevărul. Dar și domnul Găman, cu tristețe, e încă pe funcție. Eu vă spun un lucru. Înainte să știm noi acest clasament, acum eu îmi dau seama de ce domnul Găman spunea că are salariu mic. Pentru că dânsul se uita la ăsta de la ASF și când a văzut că are 400 de mii și ăsta are 800 de mii, adică la 50%, da. Îți dai seama că te simți sărat. Și eu m-aș simți jignit, te simți sărat. Adică când sunt în galeria asta de lux te simți și sărat. Totuși sunt cel mai... Bă, eu am jumătate din salariul ăla. E, dar dacă te uiți în jos, așa, vezi că de la înălțimea lui Artur Găman de-abia se vede Klaus Iohannis, care e la jumătate și mai... Mai bine de jumătate. Mai bine. Mai jos. Ce am învățat noi din toată chestia asta? Vreți să vă spun ce am învățat eu? Vă rog. Eu m-am sfinit niciodată să declar că sunt un om de stânga. Și știți bine din acest punct de vedere. Dar mi-am dat seama că în capitalism și în democrația capitalistă, orice companie de stat, orice agenție de stat, tot ce este de stat este o sursă infinită de corupție. Un ocean de sinecuri pentru fel de fel de indivizi care nu fac și nu lucrează absolut nimic decât testează rezistența aerului la frecare când se duc dintr-un birou într-altul. De aceea am devenit un mare adept al privatizărilor. Și eu cred că o instituție cum este INSEMEX-ul trebuie privatizat de urgență. Am subscris și săptămâna trecută, subscriu și deci săptămâna aceasta. Deci eu sunt și... sigur că domnul Găman va achesa la această propunere. Pentru că într-un anumit fel, al ține pe domnul Găman manager la o instituție de stat unde câștigă numai 424.000 de lei pe an, înseamnă a-i sabota posibilitatea de a evolua financiar. Iar eu vreau ca dânsul să evolueze. Și eu vreau și cred că dacă mai stă bine pe funcția asta încă niște ani, îl cumpără dânsul INSEMEX-ul. Nu cred că mai are vreo problemă. Chiar nu mă interesează. Să-l cumpere. A, și încă o chestie. Dacă tot cu banii statului îl cumpără încă o dată. Vreți să vă mai spun unul dintre marile avantaje ale privatizării INSEMEX-ului? Scurt, că vreau să vorbim și ceva scurt de tot.
este că atunci nu ni se va mai putea livra un singur rezultat pe care noi să-l credem exact cum credeam înainte de 1989 ce ne spunea TVR-ul sau în zilele Revoluției. Adică dacă ar exista mai multe astfel de institute de genul acesta, s-ar verifica între ele. Păi stați să vă spun că acum de când suntem cu lupa pe ISMX am descoperit că piața pe care activează ISMX-ul este un monopol, domnule. Păi tocmai asta este. Deci cum, vezi, este un monopol dat prin ce? Păi și acum, prin tot dintr-o lege. Păi și dumneavoastră vă explicați de ce este bună imaginea. Dacă ai în sat la tine o singură școală, da, unde sunt cea mai bună. Unde strimiți copiii? Da, așa e. La școala respectivă. Așa e. Și vă mai dau un argument, la privat se comunică mai bine ca la stat, asta o știm de când lumea. Trecem, domnule profesor, la ultimul subiect. Și anume, săptămâna aceasta, domnilor și domnilor, am participat la această conferință de presă inițiată de domnul Avrameancu, care ne-a anunțat pe toți că la vară, pe 18 iulie, intenționează să dobare un record, și anume un record de ce privește durata de not în ape deschise, adică fără să pui piciorul pe vreun mal, care este deținut de o americană, cred că este undeva la 68 de ore la acest moment, dar o să aflăm imediat exact cum stă treaba. Domnul Iancu și-a propus să noate 72 de ore în ceea ce se numește Marea Ungariei, adică celebrul lac Balaton. Se spune Boloton, am înțeles, dar eu pot să spun Balaton, că nu sunt de naționalitate. Mă gândeam că te pricep și la limba maghiară. Acum, da, eram prea bun. Și vreau să notat timp de 3 zile. Vă fac o surpriză, domnule profesor, și îi anunț pe telespectatori că l-avem la telefon chiar pe Avrameancu. Salutare, Avrame! Salutare, domnul Otașcă, salutare distinsului profesor și telespectatorilor voștri. Vă salut! În câteva minute, fă-ne așa o radiografie a ceea ce ți-ai propus să începi în 18 iulie și să termin 3 zile mai târziu. Este foarte simplu, este un nou an, trebuie să facem ceva și în anul acesta, iar anul ăsta chiar e special. Așa cum ai spus, în 18 iulie voi începe să not în Marea Ungurilor, așa cum tu ai denumit-o foarte frumos în articolul tău. Pentru că se împlinesc chiar atunci 45 de ani de la Marele 10 al Nadiei Comăneci. Iar eu împlinesc 45 de ani, am împlinit anul acesta 45 de ani și vreau să îi dedic, să ne aducem aminte de Marele 10 al Nadiei care ne inspiră pe noi, pe toți românii, ca să-i dedic acest nou record mondial pe care sper eu că îl voi stabili cu foarte multă muncă, determinare și cu ajutorul energetic al românilor. Recordul mondial constă în dubla traversare a lacului Balaton din Ungaria. Asta înseamnă 150 de kilometri notați, dar ce este cel mai important este durata de timp în care voi executa această traversare și anume 3 zile și 3 nopți, 72 de ore. 67 de ore este recordul actual deținut de o înotătoare. Sarah Thomas, din America. Și eu vreau să bat acest record mondial, să ducem steagul României și în acest plasament pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dacă pot să spun așa. Pentru că nu pot să îi dedic ceva marei Nadia Comăneci decât ceva pe măsură. Două întrebări pentru tine, Avram. Spune-ne câteva cuvinte despre Parangu Night Challenge și înainte de asta spune-ne că a existat o discuție, chiar zilele trecute am avut cu cineva, te gândești să participi la un maraton arctic în această perioadă care urmează? Parangu Night Challenge este o competiție nocturnă deja tradițională, constă în parcurgerea 4,5 km, numai în sus, pe pârtia B, pe golul alpin și până pe vârful Parangul Mic, la 2074 de metri. Intenția noastră este să promovăm și pe această cale, așa cum putem și noi, minunata noastră țară și în special muntele Parâng. E o competiție care atrage în fiecare an
în jur de 100 de concurenți plus alții 150 de aparținători. Deci contribuim și prin acest fel la turismul Văii Jiului. Ok, iar și întrebarea 2? Da, iar despre participare la cursă arctică, nu există anul acesta curse arctice din cauza pandemiei. Din cauza pandemiei. Ceva curse virtuale față de care eu nu am niciun fel de atracție. Eu trăiesc viața plenar. Când va fi Parangu Night Challenge? Parangu Night Challenge este în 27 februarie la 18:30 cu startul exact de la intrarea în Pârtea B la telescaunul de zonă. La vechiul telescaun. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta și mult succes! Mulțumesc tare mult, Doamne ajută! Domnule profesor, nu știu dacă v-am făcut o surpriză, de fapt v-am făcut mai multe surprize. V-am oferit și cartea lui și vi l-am adus și aici pe Avram. Eu am avut o experiență împreună cu domnul Avram. Eu îl știam de la televiziune, l-am tot citit despre dânsul în presă și în momentul în care m-am dus la biblioteca municipală, am dus câteva cărți, am întâlnit cu dânsul acolo și a venit direct la mine: vă salut, domn profesor. Și am spus: vă salut, domnule Avramiancu. Am rămas tare plăcut, impresionat că știa cine sunt. Aș vrea să spun că admir extrem de mult acest efort al oamenilor care reușesc să ne demonstreze că putem să ne depășim propriile noastre limite, exact așa cum am spus și în preambulul emisiunii. Aș vrea să vă mai spun de asemenea că planeta asta noastră, așa cum o știm noi astăzi, este așa pentru că oameni care au un astfel de spirit de sacrificiu, de dăruire, o ambiție de neimaginat, au explorat mările și oceanele acestei planete, continentele lumii noi, și astăzi oameni de genul acesta plonjează în spațiul cosmic în cea mai mare aventură, în necunoscut. Ei bine, practic noi călcăm pe drumurile bătătorite de ei, de aia ne este mult mai ușor nouă, celor care suntem obișnuiți. Nici măcar nu pot închipui ce înseamnă să înnoți 3 zile și 3 nopți când, fără să dormi, fără să te ating de barcă, etc., etc. Deci este un... Și mai spun un lucru, domnule Avram, nu este important neapărat să reușiți. Nu asta trebuie să vă anime, doar asta. Important este că încercați. Ori pentru 99% dintre noi nici măcar curajul acestei încercări nu există. Deci da. Este lăuda absolut admirabil acest domn, acest efort pe care... Interesant ce am reușit să discutăm cu Avramiancu, și anume că anul acesta nu vor fi maratoane arctice din cauza pandemiei. Păi când ești singur în deșertul de zăpadă, acolo în continentul arctic, e virusul? Pândește de undeva sau? Acum câțiva ani de zile, deci asta o ține de domeniul absurdului. De. Am citit două știri, dar la diferență mare între ele. Una dintre știri spunea că la congresul Salva Marilor s-a înnecat unul în seara cocktailului, de rămas bun. Și Salva Mar. Și la congresul pompierilor a izbucnit un incendiu. Deci iată că lucruri absurde se întâmplă nu doar la noi, dar la noi frecvența care au loc câte înspăimântă. Deci, da, nu știu de ce nu le dă voie, pentru că acolo în pustietatea aia la cercul arctic... Sigur, nu cred că ar spândi virusul, cred că și virusul moare acolo. La frig. Nu cred că trăiește în atmosfera de acolo, dar sigur, e cu totul altceva. Domnule profesor, mulțumesc pentru participarea din această seară. Să sperăm că ceea ce am denumit eu fierberea Văii Jiului se va încheia cât mai curând, însă... Cum credeți că se va încheia această poveste? Când v-am spus că studenții nu vor dobândi drepturi în fața USR plus PNL, am avut dreptate. Așa a rămas. Vă spun că și în acest caz o vor încerca. Vor încerca o anumită îndulcire, dar situația va rămâne ambiguă. Mineritul se duce exact... Noul complex se va face? Și dacă se face, se naște mort. Sau cu viață scurtă. Sau cu viață scurtă, în orice caz. E predispus la deces. Exact, de aceeași poveste. Mulțumesc tare mult, domnule profesor. Doamne drag. Doamnelor și domnilor, sper că am reușit să vă ținem în fața micului ecran pe Capital TV și în această seară. Ne revedem din nou vinerea viitoare de la ora 18.